Mănăstirea Hortus Conclusus din Betleem a fost construită în 1901 pe dealul de vis-a-vis de satul Artas. Ea a fost dorită cu tărie de Monseniorul Mariano Soler, la cea vreme arhiepiscop de Montevideo, Uruguay. Sanctuarul a fost încredințat surorilor fiicele Maicii Domnului Preasfinte din grădină. În acest sanctuar, bogat în frumusețe și liniște, forța credinței se îmbină cu profunzimea mesajului. Hortus înseamnă bustan sau jenne. Hortus înseamnă grădină, care este un sinonim și un titlu pentru fecioară. Expresia Hortus Conclusus se găsește în cartea Cântarea Cântărilor, pe care Solomon a scris-o într-un loc nu departe de aici. Satul se numește Hortus, care înseamnă paradis. Fecioara Maria are aici titlul de Doamna noastră din Hortus Conclusus. Bano der hon taht hada al-musamma. Pe 10 septembrie se celebrează sărbătoarea Maicii Domnului de la Hortus Conclusus. Statuia și icoana Maicii Domnului străbat aleile mănăstirii într-o procesiune plină de credință, speranță și pace. Sfânta liturghie solemnă a fost prezidată de episcopul William Shomali, vicar patriarhal latin la Ierusalim, care a dorit să se roage în special pentru răniții și victimele cutremurului din Maroc. Astăzi am venit de la Ramallah pentru a participa la sărbătoarea Maicii Domnului de la Hortus Conclusus. Auzisem despre mănăstire și văzusem câteva fotografii. Am vrut să o vizitez și am fost foarte impresionată de frumusețea locului, de spiritualitatea sa și de cât de mulți oameni au venit astăzi să o cinstească pe Maica Domnului. Este un sentiment de nedescris să mă aflu aici, în mijlocul familiei mele, a celor dragi, al concetățenilor mei. Este pentru prima dată când vizitez acest loc, iar participarea la această sărbătoare a fost o binecuvântare. Întotdeauna l-am auzit pe preotul meu paroh vorbind despre procesiune, despre participarea cercetașilor și astăzi am trăit această atmosferă fantastică. Mănăstirea Hortus Conclusus are, de asemenea, o mare importanță socială pentru comunitatea locală. Aceasta găzduiește o clinică medicală și o grădiniță care oferă asistență medicală și oportunități educaționale timpurii pentru copii. În trecut, mănăstirea a găzduit și un orfelinat. Încredințez pe toți cei care au luat parte la această sărbătoare sub protecția Fecioarei, Doamna Hortus Conclusus. Oricine se refugiază sub protecția Fecioarei va primi protecția ei maternă. Sărbătoare fericită tuturor! Îi cer mamei noastre, Fecioara Maria, pace. Pace în lume, în inimile noastre și între noi. Basara